Secretul cu Kinga. L-am invitat acum pe scenă pe domnul Stelică Turcu, primarul și viitorul primar al Comunei Lescani, pentru că mai are și alte surprize pentru dumneavoastră. Din câte am înțeles eu, zilele astea a fost un mare campionat, nu? Da. Dragi lescăreni, este foarte adevărat că am făcut multe proiecte împreună, dar totodată este foarte adevărat că mai avem multe de făcut. Printre proiectele pe care le-am promis în 2008, când am venit în fața dumneavoastră, a fost și cel de a reînființa echipa de fotbal a comunei noastre și am reușit acest lucru după 25 de ani de stagnare a comunei Lescani cu privire la sportul local și înființarea echipei de fotbal. Deci, după 25 de ani, am reușit să înființez echipa de fotbal pe care am denumit-o Victoria Lescani și am avut un campionat destul de greu, cu meciuri foarte grele, la care am ținut foarte mult să avem jucători 100% din comuna noastră. Împreună cu un antrenor de seamă a fotbalului Eșan din anii 86, domnul Gelu Paveliuc, ăsta a fotbalului Eșan, cu fiind antrenor principal, am avut și trei antrenori secundari, este vorba de Ursache Paul, Vasilica Șcrap și Tănase Milu. Am debutat în campionatul județean de fotbal și am reușit să mă țin de cuvânt, ca și la celelalte proiecte, că totdeauna am zis că trebuie să te bați până la capăt, trebuie să lupți până la ultima picătură de energie ca să-ți atingi țelul și obiectivul principal. Deci, echipa de fotbal, Asociația Victoria Lescani, a reușit să termine campionatul județean de fotbal pe locul 1 și deci s-a calificat în faza superioară, divizia D, de fotbal. Deci este tot pentru care, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să invit în scenă, pentru ca să vi prezint, ca să le pot mâna și o cupă, precum și o diplomă în cinstea fotbalului lescănean. Întâi să vedem cupa, domnul primar, și după aia vedem fotbaliștii, că e foarte curios cum arată această cupă. Medalii. Este o cupă... Să nu spuneți că e de aur 100%, că mă fac fotbalist. Este o cupă galbenă, după cum o vedeți. Este o cupă înmânată de Asociația Județeană de Fotbal și vă rog răbdare, pentru ca să vă chem pe rând. Stați. Deci este deci golgheterul Asociației de Fotbal Victoria Lescani este Irimița Cătălin. Vă rog să urce în scenă lângă mine. Capitan de echipă Tănase Milu. Este Daniel Lupu. Radu Buzu. Radu Buzu. Un fundaș de nădejde și apărător peste care nu poate trece nimeni. Pavel Ioan, un alt fundaș tot Vitilie Silviu, un tânăr care promite, are 19 ani și va ajunge cu siguranță mai sus.